2 Timotei, capitolul 3, primele două versete. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de bani. Să ocupăm locurile. Asta este tema pentru seara aceasta, un semn al sfârșitului, al vremurilor din urmă. Oamenii din vremea din urmă vor fi iubitori de bani. Cine este amator de limba greacă se cheamă Philogyros. Nu iubitor de gyros, ci iubitor de bani. Acesta este cuvântul Philogyros. Este un subiect riscant, pentru că, în primul rând, vreau să vă zic, orice gramatică a oricărei limbi se bazează pe două verbe foarte importante, a fi și a avea. Astea sunt verbele fundamentale din care se construiește, de fapt, toată gramatica și vorbirea într-o limbă. Verbul preferat pentru lumea care noi trăim nu este a fi, ci a avea. Noi credem că oamenii care au ceva, sunt ceva. Și de obicei nu sunt. A fi este mai important și ăsta este verbul lui Dumnezeu, spunea cineva. Dumnezeu este dintotdeauna, așa îl cheamă pe Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu nu zice, eu sunt cel ce am. Dumnezeu nu se laudă cu proprietățile lui. Da, spune Sfânta Scriptură că oamenii din vremurile din urmă vor fi iubitori de bani. Spuneam că e riscant pentru că unii cred că cei care au bani sunt și iubitori de bani. S-ar putea să nu fie adevărat deloc. S-ar putea să fim destul de sărați și să iubim banii, ăia puțin care avem. Și să fim tot la fel de păcătoși ca și aia care au foarte mulți bani, putem să fim încărcați cu exact cu același păcat. Nu a avea bani, ci a iubi banii este păcatul. Haideți să intrăm în tema din această seară și primul lucru, vreau să fac câteva afirmații generale. Gradul de împlinire în viață depinde de gradul de mulțumire cu ceea ce ai, de gradul tău de mulțumire cu ceea ce ai. Unii oameni nu sunt mulțumiți numai dacă au foarte multe lucruri. Practic, secretul vieții este exact mulțumirea. Dacă tu știi să te mulțumești cu puțin, vei fi un om fericit. Vei trăi o viață împlinită. Sunt oameni care nu se mulțumesc niciodată, indiferent cu cât au, și vor mai mult și mai mult. O altă afirmație, noi trăim într-o societate foarte materialistă. Nu ca filozofie materialist-leninistă, marxistă de care știți fiecare, ci materialismul este mai degrabă o dorință de a avea cât mai multe bunuri materiale, goana după materie. Materialismul societății de astăzi ne convinge că fericirea este să ai cât mai mult. Apoi, suntem împinși în America să vorbește despre we are pushed to possess. Suntem împinși să posedăm cât mai multe lucruri. Sunt mii de oameni care lucrează 40 de ore pe săptămână să declanșeze în noi mecanismul de a cumpăra. Folosesc muzică, imagini, slogane, frică, nostalgie, mândrie, gelozie, chiar și sex pentru a ne atrage atenția. Toate reclamele. Cineva spune că noi suntem bombardați cu peste 3.000 de reclame pe zi. Suntem așa de obișnuiți cu ele că nici nu le mai sesizăm. Cum întorci privirea la stânga de pe Express, dai de niște billboards. Le-ai citit odată, probabil nu le mai citești, dar reclamele ne intră în casa noastră prin televiziune, prin telefon, prin tot ce vrei. Ieri am avut o adevărată bătălie cu o trupă, cred că, de răufăcători care voiau neapărat să-mi vândă insurance. Au o abilitate formidabilă, au zeci de telefoane, sună la un telefon, îl blochez, sună de la altul, dar tot același individ. Nu știu cum fac chestiile astea.
dar probabil să pricep la telefoane. Cred că am primit 50 de telefoane. Toată ziua am fost bombardat de oamenii ăștia. Este îngrozitor. Dar sunt bombardamente din asta de reclame care nici măcar nu ne dăm seama. Telefon, televizor, prin oraș, oriunde te duci, reclame, cumpără, te fac nemulțumit cu ceea ce ai, este ceva mai grozav decât ceea ce ai. Și suntem împinși, we are pushed to possess, suntem împinși să posedăm cât mai multe lucruri. În același timp se dezvoltă o cultură nemulțumirii în societatea în care noi suntem. Pentru că dacă suntem nemulțumiți, vrem mai mult și atunci cumpărăm mai mult și stimulăm această societate de consum. Nu? Cu cât cumpărăm mai multe lucruri, îmbogățim pe proprietarii magazinelor, care cumpără la rândul lor mai multe lucruri, probabil din China, și ne le aduc și ne fac reclame cu ele. Și atunci ne încărcăm casele de tot felul de obiecte, una mai nefolositoare ca altul. Tot amenin soția că mă ia de urechi și mă duce să facem curățenie în garaj. Uitați-vă în garajul dumneavoastră să vedeți, e îngrozitor de câte lucruri ne-am aglomerat de-a lungul anilor. Eu am încă cutii de la ultima mutare de acum vreo 7 ani pe care nu le-am deschis niciodată. Și acum sunt decis să le iau de acolo unde sunt și să le arunc la garbici fără să le deschid. Că dacă n-am avut curiozitatea să le deschid 7 ani, nici nu mai are rost să le mai deschid acum, nu? Dar fiecare dintre noi avem aceste lucruri pentru că trăim într-o societate de consum. În același timp, reclamele și produsele care ne se oferă ne stimulează poftele. Pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșenia vieții, cum spune 1 Ioan capitolul 2, versetul 16. Toate aceste pofte care nu sunt de la Tatăl, pe care nu le iubește Dumnezeu, care nu sunt din împărăția lui Dumnezeu, ne sunt stimulate de această societate materialistă în care noi suntem. Biblia are însă, și asta o să vă șocheze când vă spun, are peste 2000 de versete despre bani. Știți că despre rugăciune sunt numai vreo 500 de versete? De ce credeți că Biblia vorbește așa de mult de bani, de 4 ori mai mult decât despre rugăciune? Că sunt mai importanți banii ca rugăciunea? Nu! Că sunt mai periculoși pentru viața noastră, că trebuie să facem ceva în domeniul ăsta, că trebuie să ne păzim, că aici este partea satanei, nu? Ochiul dracului, cum zice românul. Banul e ochiul dracului. Să știți că probabil e adevărat, nu? Este un scriitor faimos care a zis, zice, nu țineți moneda murdară prea mult în mână, o să vă intre în sânge, o să vă otrăvească sufletul, zicea el. Puneți-o în cutia milei, ajutați pe cineva. Domnul Iisus a spus foarte multe pilde, dar vreau să vă zic că o treime din pildele spuse de Domnul Iisus sunt despre bani. Așa că e șocant, nu? Nu avea alt subiect. Dacă vreți să enervați o biserică și sunteți predicator și păstor, vorbiți despre bani. Nu știu dacă Domnul a vrut să enerveze pe evrei, nu? Că ăștia și banii au rămas în istorie, nu? Se zice că evreul în casa lui de bani are oglindă. Că atunci când deschide casa de bani, să fie sigur că e el ăla care umblă la bani. Nu e altcineva. Teribilă chestia asta. Pildele Domnului conțin, așa cum spuneam, cam o treime. 11 din pildele Domnului sunt despre bani, despre folosirea banilor și a valorilor, a bunurilor. Dar haideți să abordăm subiectul ăsta așa mai direct. Iubirea de bani sau lăcomia de avere e cam tot una. Vom găsi foarte des, intercalat folosindu-se cele două afirmații, lăcomia de avere și iubirea de bani. Primul lucru,
este că lăcomia este dorința cea incontrolabilă de a achiziționa lucruri. Dorința incontrolabilă de a achiziționa lucruri. Vrei și tu ce au ceilalți. Este un cuvânt evreiesc foarte interesant, chamad, care înseamnă dorința de a poseda ceva ce nu ți se cuvine. Dorința de a poseda ceva ce n-ar trebui să ai. Da, ăștia suntem noi oamenii, vrem și noi ce au ceilalți. Vrem și noi mașină mare ca ăialalți, casă, la fel, vrem și noi să fim în rând cu lumea. Nu vrem să fim ca lumea. Wow! Lăcomia de avere este chamad. Dorința de a avea este o parte esențială a ființei noastre umane. Este o formă de energie care ne motivează la acțiune, ne trimite la lucru, ne scoală de dimineață și ne trimite la lucru. Natura noastră coruptă însă vrea mai mult decât avem nevoie. Și aici o să vă șochez, animalele iau din natură doar cât le trebuie. Noi suntem singurul animal care luăm din natură mai mult decât ne trebuie. Este foarte interesant, în Vechiul Testament, Dumnezeu le-a dat mană evreilor și le-a spus foarte clar, băieți, în fiecare dimineață, mana e acolo, strângeți un omer, nu mai mult. Dacă strângeți mai mult, se împute, se strică, face vierm. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost o groază de evrei care s-au dus și au strâns mai mult, Domnule. Domnul le-a zis, în ziua șaptea, nu vă duceți să strângeți, că eu vă dau cu o zi înainte mai mult, s-au dus și în ziua șaptea. S-au dus și duminică la lucru, nu? Cum mergem noi. Animalele iau din natură doar cât le trebuie. Lupul nu omoară 10 iepuri. Trebuie unul, îl mănâncă și a plecat acasă. Omul nu. Dacă poate împușca 100 de iepuri împușcă. Suntem niște ființe foarte corupte. În al patrulea rând, lăcomia este un păcat sămânță, spun teologii, pentru că din ea, din dorința aceasta, din iubirea de bani, răsar aproape toate celelalte, minciune, hoție, ucidere, poftă, zgârcenie, invidie, gelozie, adulter, viol, nu? Lăcomia scăpată de sub control produce toate păcatele astea. Știți că în cele 10 porunci este o poruncă specială care se ocupă de chestia asta? Cine îmi spune care este? Porunca 10. Porunca 10. Să nu poftești ce nu e al tău. Începând de la nevasta, aproape lui tău, casa, bou, averea, tot ce are. Să nu iubești banii, să nu iubești... Banii sunt o expresie a bunurilor, nu? A celorlalte lucruri. Este o poruncă specială a lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel în Corinteni 6, versetele 9 la 10. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții. Acum, dacă vreți să știți, malahii sunt homosexualii care fac pe femeile. Okay? Vine de la malacoi, de la moale. E nevasta homosexualului, un alt bărbat care face pe femeia. Okay? Malahii, nici sodomiții. Uite, ce companie fantastică, ascultați aici. Nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hărăpăreții nu vor moșteni părăția lui Dumnezeu. Iubitorii de bani sunt puși împreună cu ăștia pe listă. Sunt printre aceștia, la egală măsură, dacă vreți, la egală plată și răzbunarea lui Dumnezeu pentru asemenea păcate. Cei lacomi, iubitorii de bani, sunt puși alături de preacurvari, malachi, sodomiți, hoți, bețivi, defăimători și așa mai departe, hărăpăreți. Numărul 5. Lăcomia este păcatul original, dacă vreți.
Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit să deschidă mintea cuiva. Observați? Dintr-o dată, femeia vede potențialul extraordinar a fructului oprit, nu? A uitat ce a spus Dumnezeu, că e periculos să-l mănânce, că o să moară. Dar dintr-o dată e bun de mâncat. I-a chiorăit mațele, probabil, era foame formidabilă. Apare ispita estetică. Măi, arată absolut extraordinar de bine. Că femeia aia care s-a dus să-și cumpere o rochie și a venit satana și a spus, e grozavă. Și s-a întors, zice, și pe dinapoi arată, e fantastic. Bineînțeles că a cumpărat-o. Plăcut de privit. Și că pomul era de dorit să deschide cuiva mintea. Observați? Dintr-o dată începe verbul a avea, să intre în acțiune, peste a fi. Nu este suficient să fii copilul lui Dumnezeu, creația divină, nu? Coroana creației divine. Vine șarpele și zice, îți mai lipsește un verb la gramatica ta. Ar trebui să ai ceea ce, uite, nu te lasă. E interzis. Păcatul original. Lăcomia este păcatul subestimat de lumea noastră materialistă, pentru care este greu să fii mulțumit cu ceea ce ai, nu? În lumea noastră este foarte greu să fii mulțumit cu ceea ce ai, pentru că mâine vezi pe ăilalți care au ceva mai mult decât ai tu, nu? Este subestimat acest păcat. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Unii zic că banii sunt rădăcina tuturor relelor. Nu, nu banii, când îi iubești, dragostea de bani. Acum aici vreau să fac, hai să citim tot ăsta, rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Cineva a zis că banii n-aduc fericirea, dar ar trebui să ne lase și pe noi să încercăm, nu? Că nu, numai unii încearcă. Hai să ne lase Domnul și pe noi să încercăm, că poate noi dăm de fericire, nu? Nimeni n-a dat de fericire având mulți bani, ci dimpotrivă. Numărul 7, lăcomia de bani, iubirea de bani este închinare la idol, este idolatrie. Dumnezeu a interzis în Vechiul Testament ca Israel să se închine la alți Dumnezei în afară de El. Când iubești banii, tu te închini la idolul ăsta care se cheamă Mamona. Te închini la idolul banilor. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Lăcomia, dragostea de bani, este o închinare la idoli. Avem de-a face cu un om idolatru. Haideți să vedem care sunt efectele iubirii de bani asupra vieții noastre a fiecăruia. Un prim efect este oboseala. Dorința de a avea mai mult te stoarce de putere. Muncești mai mult ca să ai mai mult, nu? Ce-ar fi să dorești să ai mai puține și o să lucrezi mai puțin, nu? Să te și odihnești. Dacă când vrei mult, trebuie să muncești mult, nu e așa? Nu te chinui să te îmbogățești. Nu-ți pune priceperea în aceasta. Spune Proverbe 23:4. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut discuții din astea în familie. De multe ori nevastă mi-a spunea, mă, tu uite-te la fratele, uite ce casă, uite ce are, tu nu poți să faci ceva. I-am zis, măi, eu când am plecat din România, am făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu că n-am să îmi folosesc mintea să fac bani. De vreo două, trei ori n-am ascultat,
m-am apucat de chestia asta și mi-am rupt oasele degeaba. Cred că Domnul n-a uitat ce eu am promis și am revenit iară din nou la să fiu ascultător, să mă țin de ceea ce am zis, nu? Dar fiecare dintre noi suntem tentați, împinși de familie, de ce zici, mă, tu ești mai prost ca ăla, nu? Și e greu să asculți asemenea vorbe. Te-a pus și tu să fii deștept ca și celălalt, nu-i așa? Și te chinui să te îmbogățești și îți spune Domnul, nu-ți pune priceperea în treaba asta, nu te agăța de chestia asta, că este inutilă. Vei avea o familie extenuată fizic și emoțional, pentru că nu numai tu te obosești, te obosești și pe ceilalți din jur, cu goana ta după verbul ăsta avea, nu? Pentru că credem cu așa mare naivitate că dacă o să avem, o să fim cineva. Nu e adevărat. Verbele astea nu funcționează în felul ăsta. În al doilea rând, datoriile. Cineva a spus că banii sunt cea mai bună metodă de a intra în datorii. Mijlocul ideal de a intra în datorii. Nu există altul mai bun decât banii. Problema nu este că câștigăm prea puțin, ci că dorim prea multe, eventual să cumpărăm cu banii pe care am câștigat. Americanul de rând pune pe credit $1,300 la fiecare $1,000 pe care câștigă. Este îngrozitor de a ști ce sume enorme au americanii pe credit carduri, nu? Flexible friend. Man, ăsta nu-i flexibil absolut deloc, stoarce ultima lețcaie de pe tine. Cred că în perioada aceasta din viață, poate că pe la 70 de ani mai vine mintea omului la loc, am reușit să nu mai am niciun fel de credit carduri și niciun fel de datorii. Nu vă dați seama ce fantastic mă simt, nu? Nu am datorii pe niciun fel de credit card. Este un lucru foarte mare. Faceți ceva și ajungeți să nu plătiți la ăștia și să-i îmbogățiți pe avaria aceștia de banchieri. Cele mai multe nevoi nu sunt decât lăcomie. Hai să fim serioși. Multe dintre nevoile noastre, am nevoie, vreau să trebuie să-mi cumpăr, am nevoie. Nu ai nevoie, e o lăcomie, vrei să ai și tu ce au alții. Mașina asta care o ai, e veche, e bătrână, da, dar face față, are tot 4 roți, exact ca celelalte merg, nu? Un prieten de-a meu mi-a arătat un ceas pe care a dat $45,000. Și am zis, ce face de banii ăștia? Cafea dimineața, îți face cafea? Nu! Man, să dai atâția bani. Dar ăsta arată exact aceeași oră ca toate ceasurile și alea de $50. Nu? Cum poți să faci așa ceva? Da, pentru că am nevoie. Nu, n-ai nevoie deloc. Este lăcomie, este show și nu folosește la nimic chestia asta. Un alt lucru este că asta este definiția excelentă a americanului. Zice că americanul cu bani pe care nu-i are, bani pe care nu-i avem, cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie ca să impresionăm oameni pe care nu-i iubim. Asta este definiția americanului, nu? Mulți dintre noi am ajuns americani, nu? Cu bani care nu-i avem, de la flexible friend, cardurile, cumpărăm lucrurile la care nu avem nevoie, să rupem gura la ăștia care o să ne vadă. Wow! Ce chestie mizerabilă și de joasă clasă! Dar asta este americanul de astăzi. Nu? Și mulți dintre noi am ajuns americani. Iată ce spune Eclesiastul 5:11. Când se mulțesc bunătățile, se mulțesc și cei care le mănâncă. Și ce folos are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Decât că le vede cu ochii.
Știți că și bogații mor? Exact ca noi ăștia săraci. Nu? Știți că sunt o serie de mâncălăi, cum zicea soacra mea despre comuniști, că ăștia sunt mâncălăi, o serie de mâncălăi care stau să mănânce ce a adunat ăsta toată viața lui, nu? Eclesiastul zice, asta este goană după vânt. Este deșertăciune deșertăciunilor. Muncește o viață întreagă, adun milioane și apoi vin niște răpăreți de copii și nepoți sau cine știe, străini, nu? Care mănâncă tot ce ai făcut tu. Și nici măcar nu-și aduc aminte de tine, culmea. Un al treilea efect, îngrijorările. Ascultați-mă. Cu cât avem mai mult, ne îngrijorăm mai mult. Cum am să le păzesc? Cum am să păzesc milioanele astea? Cum să economisesc, să investesc, să asigur, să repar, să întrețin, să evit taxele, să nu le pierd, nu? Omul sărac doarme bine. Dacă nu mă credeți, stați la urmă, că am să vă povestesc. E adevărat că mi-au și ceva pastile de dormit, da. Omul sărac doarme bine. Nu se îngrijorează de toate chestiile astea, că nu le are. Cu cât ești mai sus pe scara corporației, aduci mai multe frustrări acasă. Cu cât e șef mai mare, cu atât mai multe necazuri și problemele firmei le duci acasă cu tine. Dacă nu în geantă, în cap, în inimă, strici conversațiile în familie, îți bați pruncii degeaba în locul celora de la servici, pe aia nu-i poți bate, duci toate frustrările, cu cât ești mai sus în corporație, duci mai multe probleme acasă, în familia ta. Insomnia crește odată cu câștigul lunar, știți asta? Dacă vreți salari mai mult, o să dormiți mai puțin noaptea. Eclesiastul 5:12, dulce este somnul lucrătorului. Fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu lasă îmbuibarea să doarmă, nu? Ăla mănâncă la restaurante care gătesc numai cu ulei de cocos, așa e, Adi, nu? Mănâncă numai mâncăruri așa și nu poate dormi noaptea și de îmbuibare și de îngrijorările averii pe care el o are. Numărul 4, conflictele. Lovitura cea mai mare pe care o dă lăcomia este în familie. Distruge relațiile de familie. Cauza numărul a divorțurilor în America este tensiunea financiară. Știți asta? Femeile își lasă bărbații că nu câștigă destul bani, domnule, nu? Ea are nevoie, are pretenții, trebuie să meargă la health club-uri și la spa, la tot felul, și nenorocitul ăsta de bărbat nu aduce suficient de mulți bani, domnule, nu? Își caută altul care are. Conflictele se nasc din dorința de a avea mai mult. Știți care, cine suferă cel mai mult? Copiii, pe urmă. Un tată absent de acasă non-stop. Era o scenetă foarte simpatică pe vremea lui Ceaușescu în România. Vine bărbatul acasă, în sfârșit, după cine știe cât timp, și copilul trage de roche pe mama, zice, mamă, cine e ăsta? E unchiu. El nu mai știa cine e taică-su, că nu l-a mai văzut de săptămâni de zile. Iacov în 4:1 spune așa, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Ba da, de aici vin. Vrem să avem și noi ca ăla, vrem să avem mai mult decât celălalt. Și încep luptele. Numărul 5, nemulțumirea. Lucrurile acumulate ne fac fericiți pentru o vreme, nu? După care vine plictiseala.
Lucrurile nu se schimbă, dar noi ne schimbăm, nu? Mașina pe care am cumpărat-o acum e extraordinară, vreo 2-3 zile, până am văzut ce mașină și-o cumpăra vecinul. Nu, s-a gătat. Toată încântarea mea s-a dus, nu? Până vin la biserică și parchez lângă un frate aici în față și văd ce mașină are el, nu? S-a terminat cu bucuria mea. Nu lucrurile se schimbă, noi ne schimbăm. Redecorăm casele, nu? Remodelăm casa, restructurăm, înlocuim, rearanjăm. Nu suntem mulțumiți de lucrurile așa cum sunt tot timpul, nu ne plac cum sunt, nu? Câți vă aduceți aminte de cadoul de Crăciun de anul trecut? Este cineva care își aduce aminte ce cadou a primit de anul trecut la Crăciun? Nu! Pentru că am fost nemulțumit de el, așa puteau să ne cumpere o chestie mai importantă. Nu ne aducem aminte de lucruri, uităm repede de ele, pentru că apar altceva la orizont. Eclesiastul 5:10 spune, cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Prima parte a versetului spune un adevăr formidabil. Un om extrem de bogat din America a fost întrebat câte miliarde are. Avea peste 100 de miliarde. Zice, și ce mai vrei? Ce vreau ceva mai mult. Wow! Întotdeauna vrem mai mult decât avem. În continuu. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Asta este o boală formidabilă, boală incurabilă. Dar haideți să discutăm cum să biruim iubirea asta de bani. Câteva sfaturi foarte practice și sper să ne folosească. Numărul 1, refuză să te compari cu alții. Refuză categoric să te compari cu alții. Comparația cu alții duce întotdeauna la lăcomie, la a dori să ai și tu mai mult. Nu te compara cu alții niciodată. Fii gata să admiți, fără să încerci să achiziționezi și tu. Admiră. Gata, vai, ce extraordinară casă ai, ce mașină fantastică. Admiră, laudă, așa, dar nu îți dori. Nu încerca să achiziționezi și tu, să ai și tu așa ceva. Comparația cu alții duce la competiția cu alții. Din păcate, multe din relațiile noastre interumane, până și între noi credincioși, este competiție, nu cooperare. Suntem în competiție. Care e mai bogat decât celălalt, mai grozav, mai frumos? Țin minte că cineva la adunarea generală mi-a zis, nu vezi cât ești de urât? Acum eu știam cum arat vorba aceea, numai că dacă mă puneam la un concurs de frumusețe cu acest domn, cred că luam un loc mai în față decât el, nu? Dar nu te compara cu alții nici la înălțime, nici la frumusețe, nici la bani, nici la nimic. Dumnezeu te-a făcut un original, te-a făcut un unicat al Universului, nu mai este nimeni ca tine. Fii fericit cu ceea ce te-a făcut Dumnezeu. Fii mulțumit cu ceea ce ești. Comparația duce la invidie, la gelozie, la resentimente, la ură. Acum nu e deloc corect să vorbești de oameni care nu-s la biserică, dar ce mi-ar folosi mie să mă compar cu Steve Boros, nu? Și să mă pun la competiție cu el. N-am nicio șansă să ajung bogat ca el. Absolut nicio șansă, nu? Trebuie să mă uit la altceva care am eu ce n-are el, nu? Și să fiu mulțumit cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu mie, nu? Asta, aici este secretul fiecăruia dintre noi. Să fim mulțumiți cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu nouă. Sacrificăm integritate, valorile morale, relațiile, pentru că ne comparăm cu alții și vrem să fim și noi la același nivel.
Numărul 2, sfatul numărul 2, de fapt continuă cu un verset excelent. 1 Timotei 6 cu 9, care spune așa: cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Ca și pastor pot să vă spun că am cunoscut de-a lungul anilor mulți români de noștri care s-au dus în pofte nesăbuite și vătămătoare, care i-a cufundat în prăpăd și în pierzare, pentru că s-au apucat să se îmbogățească și au alergat după lucruri care nu era de ei. Au intrat într-o sferă de ispite pentru care nu erau pregătiți să facă față. Vedeți, noi acum avem în jurul nostru un fel de anturaj, nu? De frați, de surori cu care ne întâlnim permanent. E adevărat, ei exercită asupra noastră influențe pozitive, dar și negative, unii dintre ei, nu? Îi auzim cum bârfesc sau ne stârnesc invidia pentru ceea ce au. Totul este ok pentru că ne obișnuim cu nivelul acesta de ispite, să zicem așa, nu? Facem față acestui nivel a atacului celui rău. Dar dacă ieșim de aici și mâine ne ducem printre cei care vând droguri sau printre actorii de la Hollywood, ok? Dintr-o dată ajungi la masă cu cine știe ce faimoși, nu? Ești expus unor ispite la care nici măcar nu ți-au trecut vreodată prin cap. Ești invitat să mănânci și să bei ceea ce nu ți-ai imaginat niciodată. Și nu știi să spui nu. Nu ești obișnuit cu ele. De aceea apostolul spunea așa: cei care vor să se îmbogățească intră într-o sferă de ispite pentru care ei nu sunt pregătiți. Intră în laț, într-o capcană a unor pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Versetul acesta este foarte profund. Haideți să vă spun câțiva oameni care au căzut la blăcomie și la dorința de bani. Ahab a lăcomit la via lui Nabot. Istoria este teribilă, nu? Gehazi a lăcomit la aurul lui Naaman și s-a ales cu lepra lui Naaman. Iuda l-a vândut pe Domnul pe 30 de argenți și nici măcar craca unui copac nu l-a mai susținut după aia. Lista ar fi enorm de mare din Scriptură. Eu am ales doar cazurile acestea trei de aici. Soluția numărul 2. Bucură-te de ceea ce ai. Bucură-te de ceea ce ai. Fii mulțumit cu ceea ce ai. Nu am avea nimic dacă Domnul n-ar fi fost bun cu noi. Ok? Uită-te în urmă, mașina care o ai, casa în care locuiești, hainele care le porți, frigiderul cu mâncarea din el, sunt darurile lui Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ele. Fii mulțumit cu darul lui Dumnezeu. Sunt două modalități de a avea destul în viață. Unu este să câștigi mai mult, ca să cumperi mai mult. Și a doua este să vrei mai puțin. Și atunci lucrurile sunt mai simple. Nu trebuie să rupi oasele așa de mult, nu trebuie să alergi așa de mult. Secretul este să vrei mai puțin, să dorești mai puțin, să te bucuri de ceea ce ai. Întrebare: ce te-ar face fericit? Aș vrea să meditați așa în liniște fiecare când mergeți spre casă, nu? Dacă vă lasă soțul sau soția să vă gândiți, sau puteți discuta împreună: mă, ce ne-ar face pe noi mai fericiți decât suntem? Veți descoperi capcana lăcomiei tale. Dacă nu ești mulțumit cu soția care o ai, cu sănătatea care ai, cu mașina care o conduci, cu casa în care locuiești, cu poziția ta socială în care ești, dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu până acum,
Tot ce-ți vrei mai departe spre fericirea ta este, de fapt, capcana lăcomiei tale. Eclesiastul 6:9 spune așa de plastic, zice: mai bine să vezi cu ochii decât frământarea de pofte neîmplinite. Și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. Bucură-te de ceea ce îți văd ochii în casă, bucură-te de ceea ce ai. Nu frământarea aceea de pofte, ceea ce ai putea avea. Ok? Bucură-te. Cineva a spus că fericirea nu este să ai ceea ce îți dorești, ci fericirea este să-ți dorești ceea ce ai. Să vii acasă cu bucurie la ceea ce ai, nu? La soția, copiii tăi, casa ta, să vii cu bucurie acasă la ceea ce ai. Nu să vii nefericit că tu n-ai, nu știu ce, să aștepți. O, să fii tu fericit într-o zi când o să ai 5 camere la casă, nu 4 dormitoare ca acum. În mașina ta o să aibă 5 roți. Și acum are una, numai că e ascunsă, să nu o vezi. O să fii fericit când ești mulțumit cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Okay? Numărul 3. Dăruiește din ceea ce ai pentru a ajuta pe alții. Dumnezeu ți-a dat ca să dai. Știți că mulți dintre noi nu primim pentru că nu dăm. Ni s-a dat, Dumnezeu ne-a dat ceva, dar nu dăm mai departe, ținem pentru noi și atunci Dumnezeu nu ne mai dă, că noi nu continuăm lanțul ăsta dărniciei. Dăruind din binecuvântările Domnului, devenim binecuvântare pentru alții. Suntem bogații lumii, noi americanii. Suntem dintre cei 2% din vârful piramidei câștigului mondial. Știți asta? Nu știți. Știți de ce vreo 8 milioane de oameni au trecut fraudulos în ultimii ani datorită generozității lui Biden granița ilegală în America? Pentru că aici în America locuiesc cei mai bogați oameni din lume. Okay? Oamenii s-au săturat să trăiască pe $5 pe oră sau pe zi, cum câștigau în, ce știu, Honduras sau Nicaragua sau cine știe unde. Vor să câștige ca americanii, vor să trăiască ca americanii. Materialismul nu este decât o atitudine față de bogății. Dumnezeu ne le-a dat să dăm, să ajutăm pe alții. Dărnicia este medicamentul împotriva materialismului de astăzi. Unii nu vrem să ne vindecăm și nu luăm medicamentul ăsta deloc. Iată ce spune 1 Timotei, capitolul 6, versetele 17 la 19. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia, wow, să nu se îngânfe și să nu-și pune nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele, îndeamne să facă bine, să fie bogați în fapte bune și să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa că să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să poată aduce adevărata viață. Wow! Aici vreau să fac o paranteză și să vă spun că vremurile pe care noi le trăim sunt extrem, extrem de fragile. Probabil că Statele Unite n-a fost niciodată în ultimul 100-200 de ani atât de aproape de un război civil ca acum. În țara asta au pătruns aproape 9 milioane de oameni ilegali, majoritatea băieți buni de muncă sau de luptă. Nu știm cine sunt. Nu știm ce experiențe au. Deja au început să bată polițiști prin New York, au început să facă rele, să se organizeze în ganguri. Cineva a venit acum cu o soluție la problema asta a emigranților, care e o problemă majoră acum peste tot. Dădea exemplu ilustru a unei femei care a luat în gazdă o familie de asta de emigranți, nu? Zice, ce oameni de treabă, știu să gătească, nu? Da, până te scot afară din casă, îți fac și de mâncare.
Într-o zi, statul american o să zică, dumneatale, ai prea multe camere, casa asta e cam prea mare pentru dumneatale și soția dumneatale, domnul Lascaux. Noi mutăm aici o familie cu vreo 5 copii din Nicaragua. Cum o să reacționez? Abar n-am. Nu sunt pregătit pentru o treabă din asta. O bombă chinezească sau rusească sau iraniană, you never know, sau nordcoreană, ne poate întrerupe toate electronicele și telefoanele și tot ce avem, așa, în câteva secunde. Sunt deja filme făcute de Hollywood în direcția asta, că ei pregătesc din timp lumea pentru ceea ce se poate întâmpla. Unii dintre noi nu avem nici măcar un generator de curent. Ne-ar trebui un sac de fasole undeva printr-un garaj de rezervă, nu? Ar trebui să ne gândim la vremurile astea grele care vor veni peste noi. Vor veni peste noi, indiscutabil. Unele se vor nărui peste noi chiar anul ăsta. Eu nu sunt profet. Dar o să avem surprize foarte serioase. Lumea întreagă este pe un butoi de pulbere. Am văzut europeni care tăiau lemne din pădure să-și încălzească casele după ce s-au încălzit cu gaz rusesc până acum. Nu? Am văzut coloane de mașini poloneze care se duceau, stăteau la coadă să-și ia cărbuni să-și încălzească casele. Noi nici măcar cuptor de cărbuni avem. Nu? Dacă oprește cineva gazul ăsta, cu toată căldura din Arizona, nu știu ce facem în plină iarnă. Ce o să facem la vară dacă nu merge curentul? Deci trebuie să ne gândim că lumea în care noi trăim este extrem de volatilă, extrem de volatilă. De aceea ar trebui să ne adunăm averi acolo unde nu le fură nimeni, nici chinezii și nici rușii. Să ne gândim la viața veșnică, să ne gândim la ceea ce este etern de pe acum. Sfat numărul 4, focalizează-te pe lucrurile care vor rămâne. Puneți atenția, toată atenția asupra lucrurilor care rămân. Toate lucrurile sunt temporare, toate duc la halda de gunoi din marginea orașului. Știți de ce e așa de mare halda aia de gunoi? Pentru că suntem niște tâmpiți, că nu pot să spun altfel, că cumpărăm tot ce ne spun șmecherii ăștia de la televizor. Cumpărăm în continuu obiecte și le aruncăm la halda aia de gunoi. De-aia e așa de mare. Halda aia de gunoi vorbește despre noi, despre risipa noastră, despre modul în care ne cheltuim munca noastră să facem grămada aia uriașă de gunoi de la marginea orașului. Okay? Iertați-mă că devin pasionat când vorbesc de chestiile astea. Lucrurile materiale ne pot întuneca privirea spre cele cerești. Pentru ce trăiești în lumea asta? 2 Corinteni 4:18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Haine, mașini, case, tot ce vreți, obiecte materiale. Și la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, merg la halda de gunoi, vine garbage după ele. Pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Ar trebui să ne uităm la asta care nu se strică. Apoi le-a zis, asta în cuvintele Domnului Iisus, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Asta nu sunt cuvintele nici măcar a unui apostol, ale Domnului Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu. Păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. În ultima este, deprinde-te să fii mulțumit în toate lucrurile. Mulțumirea trebuie învățată, ea nu vine în mod natural, nu ne naștem mulțumiți, ne naștem nemulțumiți. Soția mea în ultima vreme, nu știu de ce a apucat-o să se uite la copiii mici. Și a descoperit un lucru șocant. Nici mie nu mi-a venit să cred până nu mi-a arătat și mie. Copiii noștri albilor, când vin în lume, sunt răi,
egoiști, urlă, țipă, vor să mănânce, apucă tot ce găsesc. Zice, Petrica, hai să te uiți la niște copii de coreeni. Domnule, ăștia sunt pocăiți gata, vin pocăiți gata din naștere, domnule. Nu plâng, nu urlă, sunt mulțumiți unde-i pune, sunt maturi, gata, ăștia sunt pocăiți gata, domnule. E șocant, e șocant. Venim în lumea asta și nu suntem deloc mulțumiți și mulțumirea trebuie să o învățăm. Nu ne-am născut cu ea. Nimeni nu este mulțumit prin natura lui. Pavel a învățat că mulțumirea nu depinde de circumstanțe. Și aș vrea să rețineți chestia asta pentru că este extrem de importantă. Mulțumitul nu este un pasiv lipsit de ambiții. Oh, ăsta nu vrea nimic, nu are ambiție. Iată ce spune Pavel în Filipeni 4:11-13. Nu zic lucrul acesta, având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. M-am deprins să fiu mulțumit. Înseamnă că e o deprindere, să învață chestia asta, să fii mulțumit, nu? Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. Totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ. Să fiu în belșug, să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Eu cred că versetul ăsta ar trebui să-l învățăm pe de rost. Pentru că mulțumirea se învață. Mulțumirea e o deprindere, e un exercițiu spiritual să încerci să fii mulțumit. În concluzie, aș vrea să revedeți porunca 10-a, pentru că ea vorbește despre lăcomie, care duce virtual la toate celelalte păcate despre care vorbesc cele 10 porunci. Prin lăcomie chestionăm corectitudinea Domnului față de noi. Când suntem nemulțumiți, nu vrem mai mult, de ce Domnule dă Domnul ăsta așa de multe și mie așa de puține, nu? Începem să avem îndoieli că Domnul nu are cântarul bun, Domnule, nu se ocupă corect de împărțirea averilor. Deși Domnul a spus, cine m-a pus pe mine, Domnule, împărțitor de averi peste voi? Nu m-a pus nimeni. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Fericirea ta este relația ta cu El, nu vine din altă parte, din ce ți-o dat El, din cadourile care ți le-a dat, ci din relația ta cu El, tu ești fiul Lui. 4. Fericirea nu este să ai ceea ce dorești, ci să dorești ceea ce ai. Și cred că ăsta e ultimul. Antidotul lăcomiei este mulțumirea. Se obține prin deprindere. Ar trebui să încercăm să ne deprindem, să fim mulțumiți cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului pentru seara asta și să îi mulțumim pentru lecția care ne-a învățat și să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune, să o aplicăm în viață, să ne schimbăm modul de a vedea lumea și lucrurile din jur. Să ne rugăm!